Mai multe companii farmaceutice au anunțat Ministerul Sănătății că vor voluntar să ieftinească medicamentele. În unele cazuri sunt anunțate prețuri mai mici și cu 50%. Vreau să vă anunț că sunt companii care deja au depus dosare pentru ieftinirea voluntară a medicamentelor, incluzând chiar companiile care au fost în contractele cost volum pentru hepatită. Chiar unii dintre ei au făcut reduceri de 50% la medicamente. De altfel, ieftinirea medicamentelor este un subiect larg dezbătut în această perioadă. Ne dorim ca pacienții să aibă mai mult acces la medicamente și asta nu este o invenție românească, este un trend european. La nivel european se pune problema la momentul de față asigurării accesului populației, asigurării accesului pacienților la cât mai multe medicamente, la cât mai multe medicamente bune, la cât mai multe medicamente inovative. Ne dorim și noi același lucru și cunoaștem foarte bine care este puterea de cumpărare a românilor. Acesta este motivul pentru care dorim să ieftinim medicamentele. Ministerul Sănătății intenționează cu bani de la Banca Mondială să facă unele investiții în spitalele din țară. Am redemarat proiectul cu radioterapia, care va crește accesul pacienților oncologici la tratamente de radioterapie moderne și în următoarele zile, deja sunt trimise specificațiile tehnice, pentru că e o procedură specifică Băncii Mondiale, sunt trimise specificațiile tehnice la Banca Mondială pentru a fi aprobat și se demarează licitația pentru primele două locații din București. Urmează încă 14 locații. De asemenea, tot prin Banca Mondială, Ministerul Sănătății intenționează să achiziționeze aparatură și pentru secțiile de anestezie și terapie intensivă.